Bună ziua, oameni dragi! Azi am pregătit o varză cu afumătură, ciolan proaspăt și dreasă cu smântână. A ieșit foarte gustoasă. Se prepară foarte ușor și e delicioasă. Vă doresc vizionare plăcută! Pentru această mâncare de varză delicioasă, voi folosi 2 verze, în total 2,5 kg, un ciolan proaspăt de 1,3 kg, carne afumată, am 500 de grame, am 3 cârnați afumați, 500 de grame, 3 morcovei, 2 roșii, o ceapă, 2 ardei capia, 500 de grame de smântână pentru gătit și 375 de grame smântână fermentată cu 12% grăsime. Mai folosesc o legătură de pătrunjel verde și o legătură de mărar verde. Pentru început, voi cresta acest ciolan. În această oală de 10 litri voi pune ciolanul la fiert. Acopăr ciolanul cu apă rece. Am pus în total 6 litri de apă. Voi pune ciolanul la fiert. Acoperim și lăsăm să fiarbă timp de 60 de minute din momentul fierberii. Cât timp fierbe ciolanul, ne vom ocupa de legume. Mai întâi vom toca varza. Tăiem așa cât de subțire putem. Am terminat de tăiat varza. Aceasta este, pare multă, dar ea va scădea foarte mult. Voi da morcovii pe răzătoarea mare. Voi tăia ceapa mărunt. Voi tăia și roșiile cu bulețe mici. Thank you.
Voi tăia și ardei capia, bucățele mai mici. Am terminat de tocat toate legumele. Acum mă voi apuca de cărniță. Voi tăia cârnații făliuțe subțiri. Voi tăia și cărnița afumată, bucățele mai mici. E o carne foarte faină. Ciolanul a fiert timp de 60 de minute. Scoatem spuma. Voi scoate ciolanul la scurs într-o sită și îl voi lăsa să se răcească foarte bine. După care voi scoate carnea de pe os. Zeama o vom păstra deoarece o vom pune peste varză. Într-o oală de 10 litri punem la încins 200 ml de ulei. Punem ceapa la călit. Punem și morcovii. Amestecăm și lăsăm să se călească timp de 5 minute la foc mediu. Ceapa și morcovii s-au călit. După cum puteți vedea, uleiul a devenit portocaliu. Arată foarte bine. Va da o culoare frumoasă verzei. Vom adăuga cărnații și cărnița afumată. Amestecăm foarte bine și le mai călim și pe ele timp de 5 minute. Voi adăuga și carnea de pe ciolan, pe care am tăiat-o bucățele mai mici. Mamă, ce bunătate aici! Ce frumos miroase! Mai lăsăm 2 minuțele să se călească un pic și carnea de pe ciolan. Voi adăuga și ardei capia. Roșiile, o parte din varză,
Aștept să se mai înmoaie și după aia o pun și pe cealaltă. Voi pune din ziama în care a fiert ciolanul. Deocamdată atât. Vedem mai târziu dacă mai trebuie. Acoperim și din momentul fierberii mai fierbem încă o oră. Între timp ce varza se moaie, mai adăugăm din varza care o mai avem. Am pus totul într-o oală mai mare, într-o oală de 14 litri, pentru că nu mi încăpea tot. Acum adaug și restul de varză rămasă. Pun și restul de ziamă în care fier ciolanul. Și o lăsăm să fiarbă. Din acest moment mai fierbem o oră. Varza fierbe de 30 de minute. Adaug o crânguță de cimbru, o lingură de sare grunjoasă neiodată. Cam o linguriță de piper proaspăt măcinat. O foaie de dafin, eu am aici patru mai micuțe. Pun capacul și o mai las să fiarbă încă 30 de minute la foc mediu. Într-un bol amestec smântâna de gătit cu smântâna fermentată. Amestecăm foarte bine. Luăm zeamă din oală și punem câte un pic peste smântână și amestecăm. Mai punem puțină zeamă și iar amestecăm și tot așa până încălzim smântâna. Scot crenguța de cimbru. Încep și adaug smântâna, care acum este caldă, și amestec. Câte un pic așa adaug și amestec. Și tot așa până terminăm toată smântâna. Nu o punem dintr-o dată. Am terminat de pus și smântâna. O mai las 5 minute. Varza este gata, opresc focul și adaug mărarul și pătrunjelul. A ieșit o varză super delicioasă. Super delicioasă e. Arată și foarte bine și e foarte gustoasă. Vă doresc poftă bună!
Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, aprecieri și susținere. Vă doresc tot binele din lume. Pe curând!